membri ai Comisiei de Susținere Publică, test de doctorat, onorată asistență. În baza deciziei Consiliului Științific al Universității de Studii Europene din 18 octombrie 2023, a fost formată Comisia de Susținere Publică, test de doctor în drept și aprobată prin Ordinul Rectorului SEM numărul 30 din 30 octombrie 2023 a domnului Talpă Ion în următoarea componență nominală. Sedlețchi Iurie, profesor universitar doctor, Universitatea de Studii Europene, președinte. Arepetean Artur, conferențiar universitar doctor, Universitatea de Studii Europene din Moldova, conducător de doctorat. 3. Dolea Igor, profesor universitar doctor habilitat, Universitatea de Moldova, membru referent. Vizdoagă Tatiana, conferențiar universitar doctor, Universitatea de Stat din Moldova, membru referent. Rusu Vitalie, conferențiar universitar, doctor, Universitatea de Stat Alepu Ruso din Bălț, membru referent. Toți membrii comisiei sunt prezenți. Cuvânt să oferă doamnei Vizdoagă Tatiana, conferență universitar, doctor, secretar științific. Mă rog. Mersi. Ce vorbesc? Stimați membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei Doctorat, onorată asistență, în Comisia de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, elaborată de către domnul Talpă Ion, a fost prezentat dosarul în care se conțin toate materialele necesare potrivit elementelor instituționale pe care trebuie să le conțină în vederea organizării susținerii. Cu permisiunea dumneavoastră, voi enumera actele care se susțin și voi puncta etapele pe care a parcurs elaborarea lucrării de către pretendentul la gradul științei. Domnul Talpă a fost înmatriculat, deci este prima promoție de persoane înmatriculate pe nou program de formare la acest trei doctorat. Dumnealui a fost înscris la doctorat prin Ordinul Rectorului, chiar Ordinul numărul 1, din 4 ianuarie 2016, fiind înmatriculat în anul 1 la Școala Doctorală Științe Juridice și Relații Internaționale în cadrul Universității de Studii Europene din Moldova, studii cu frecvență. A fost în cadrul aceleași ședințe, a fost aprobată tema tezei de doctorat, controlul judiciar al procedurii prejudiciare. În calitate de conducător de doctorat a fost desemnat domnul doctor conferențiar Arepetean Artur. În calitate de membri ai Comisiei de Îndrumare, au fost desemnați domnul profesor universitar dr. Iurie Sedlețchi, doamna conferențiar dr. Rodan Sterlana și domnul doctor, lector universitar Stăvilă Mihai. Potrivit adeverinței eliberate de către școala doctorală, domnul Talpă a parcurs toate etapele, a prezentat referatele, a acumulat numărul de credite necesar pentru a fi promovat în vederea susținerii tezei. În potrivit materialelor dosarului, a fost prezentat avizul conducătorului de doctorat la 20 septembrie 2023, prin care a fost constatat împlinirea condițiilor de formă și conținut a tezei, respectiv a fost solicitată demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat în cazul Comisiei de Îndrumare. Respectiv, a fost anexată și cererea doctorandului, prin care a solicitat aceeași procedură. Potrivit materialelor din dosar, a fost supusă discuțiilor teza în cadrul Comisiei de Îndrumare. Și la 10 octombrie 2023, potrivit declarației Comisiei de Îndrumare, a fost recomandată susținerea publică a tezei respective și, de asemenea, a fost recomandată componența Comisiei pentru susținerea publică a tezei de doctorat. Respectiv, la 18 octombrie 2023, la dosar, potrivit materialul dosarului, a fost emisă decizia privind avizarea de către Consiliul Școlii Doctorale și aprobarea de către
Consiliul Științific al USTEM a componenței Comisiei de Susținere Publică. Prin ordinul rectorului USTEM, numărul 30, bară șede din 31 octombrie 2023, referitor la formarea Comisiei de Susținere Publică a tezei de doctorat, a fost aprobată componența nominală care a fost votată de către domnul președinte astăzi la începutul ședinței. Respectiv, la dosar au fost prezentate ulterior declarația semnată de către doctorant și conducătorul științific privind asumarea răspunderii cu privire la asigurarea originalității conținutului tezei de doctor, precum și a respectării standardelor de calitate și etică profesională, act care a fost semnat la 26 martie 2024. În data de 26 martie 2024, de asemenea, a fost prezentată și declarația semnată de către doctorant privind luarea în considerare a sugestiilor comisiei de îndrumare însoțită de tabelul respectiv al divergențelor. La 27 martie 2024 a fost depusă cererea doctorantului privind demararea procesului de susținere a tezei de doctor în Comisia de Susținere Publică, prin procesul verbal din 4 aprilie 2024 al Comisiei de Susținere Publică privind presustinerea tezei de doctorat, s-a stabilit că proiectul rezumatului la teza de doctorat corespunde cerințelor reglementare și respectiv a fost recomandat pentru publicare și s-a stabilit și data privind susținerea publică a tezei de doctorat, și anume data de 15 aprilie 2024. De asemenea, în dosarul pretendentului avem lista publicațiilor la tema tezei de doctorat, care este semnată de către pretendent și secretarul științific al școlii doctorale, adeverințele prin care se atestă că teza de doctorat a fost depusă în Fondul Bibliotecii Universității de Studii Europene de Republica Moldova din Moldova și Biblioteca Națională. De asemenea, avem actele care probează expedierea rezumatului tezei în, la instituțiile potrivit iarăși reglementărilor ghidului. Avem rezoluția privind lipsa elementelor constitutive ale unui plagiat, fiind anexat raportul de similitudini și rezoluția care a fost întocmită și prezentată de către conducătorul doctorat, domnul Aradetea. Se consideră de asemenea la dosar copia CV-ului, avem un CV-ul, avem copia buletinului și evident în ședința de astăzi a fost prezentată teza de doctorat și rezumatul, așa cum cere regulamentul, în limbile română și limba engleză. Domn președinte, acestea au fost actele ce se conțin în dosar. Dacă sunt întrebări la materialele dosarului, universitatea care sunt, pot răspunde la ele. Plus, materialele sunt prezente pe care dintre membrii comisiei pot la conținutul actelor publice. Sunt întrebări? Stați, colegi. Mați membri ai Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, vă prezint avizele conducătorului de doctorat, a membrilor Comisiei de Îndrumare, privind demararea procesului de susținere publică a tezei de doctorat. Avizele sunt anexate la procesul verbal privind presusținerea tezei de doctorat. A fost acordat avizul favorabil pentru depunerea oficială a tezei de doctorat și organizarea susținerii publice. Doctorantul e prin punct să explice ce modificări au fost. Aici e pus un loc în dirogant. Vă mulțumim că atenție în continuare, în conformitate cu prevederile regulamentului privind organizarea studiului
fascicul 3 aprobat prin hotărâre guvernului 1007 din 10 decembrie 2014, regulamentului privind organizarea programului de studii superior doctorat și funcționarea acestor în cadrul școlii doctorale a Universității de Studii Europene, cuvântul se oferă pretendentului la titlul științific de doctor în drept, domnului Talpă Ion, care în conformitate cu procedura operațională de susținere publică a tezei de doctor, timp de vreo 20-30 de minute, va prezenta principalele rezultate științifice, concluzii, recomandări cuprinse în teza de doctor. Da, bună ziua! Timpul oferința să încerc să prezint principalele obiective și recomandări delicate tema scrisă. Cum toți cunoașteți, denumirea tezei de doctor este controlul judiciar al procedurii prejudiciare, aspecte naționale și drepte. Pe scurt, încerc să prezint autoritatea temei, care la moment este una dintre consider, după părerea, este una dintre cele mai actuale teme reșind din acțiunile care se întreprind pentru aderarea Republicii la Uniunea Europeană. Importanta cercetării este determinată de necesitatea perfecționării controlului judiciar al procedurii prejudiciare. Restituția controlului judiciar al procedurii prejudiciare vine să aducă anume remedieri în procedura penală, în special cu referire la garantarea și asigurarea drepturilor persoanele vizate în procesul penal. Asigurarea intereselor legale și ale persoanei în cadrul procedurii prejudiciare în procesul penal se realizează pe câteva direcții și sub diferite forme procesuale. Aplicarea metodelor corespunzătoare specificate de legea procesuală penală. Sarcina de bază în acest domeniu revine unor subiecți ai procesului penal, la care se atribuie și instanța de judecată. Ori problema constituirii și funcționării controlului social al procedurii prejudiciare în procesul penal este una actuală pentru doctrina juridică și practica organelor judiciare. Prin intermediul implementării instituției controlului judiciar în dreptul procesual penal, crește calitatea urmăririi penală și conturarea la momentul corespunzător a erorilor admise la faza urmăririi penală. Astfel, erorile și încălcările admise la faza de urmărire penală urmează a fi corectate până la transmiterea cauzei penale în instanță de judecată, în special dacă sunt încălcate drepturile și libertățile constituționale ale omului și cetățeanului. Aceste aspecte în totalitatea lor au determinat selectarea temei de cercetare și actualitatea acestei teme. Scopul cercetării prezentei lucrări este constă în fundamentalizarea teoretică și cercetarea complexă a instituției controlului judiciar, al procedurii prejudiciare și optimizarea cadrului legal din acest domeniu. Obiectivele lucrării prezentate constituie analiza materialelor științifice referitoare la controlul judiciar al procedurii prejudiciare. Abordarea conceptuală a controlului judiciar al procedurilor prejudiciare în cadrul procesului penal. Analiza condițiilor controlului judiciar privind legalitatea acțiunilor procesuale realizate la faza de urmărire penală. Determinarea particularităților controlului judiciar în procesul autorizării unor măsuri speciale de investigație. Relevarea condițiilor controlului judiciar privind aplicarea arestului preventiv și altor măsuri de constrângere cu caracter procesual penal. Cercetarea practicii judiciare naționale și internaționale în domeniul controlului judiciar al procedurii prejudiciare. Analiza reglementărilor internaționale, procesului penal în domeniul controlului judiciar și procedurii prejudiciare. Referitor la sinteza metodologică de cercetare,
urmează să expun următoarele circunstanțe. Pentru stabilirea cadrului științific-teoretic al prezentei lucrări, în cercetare realizată, s-au aplicat metode dialectico-științifice generale, dar și alte particulare, precum altele particulare, precum metoda istorică, logică-juridică, comparativ-juridică. Baza normativă acestei cercetări cuprinde prevederile legii procesual-penale ale dreptului penal, ale dreptului constituțional și ale altor ramuri de drept. Totodată au fost cercetate și minuțiozitate și reglementările procesual-penale în alte state, în materie controlului judiciar al procedurii prejudiciare. Baza teoretică a tezii de doctor este constituită din lucrările doctrinarilor din domeniul dreptului care au cercetat diverse aspecte ale controlului judiciar al procedurii prejudiciare în cadrul procesului penal. Baza empirică a cercetării iese din jurisprudența și în special din deciziile pronunțate pe marginea cauzelor contra Republicii Moldova și din multiple încheieri și decizii ale instanțelor de judecată de Republica Moldova, inclusiv Curții de Apel. Scopul cercetării este problema științifică importantă, soluționată, vizează cercetarea complexă a specificului controlului judiciar, al procedurii prejudiciare, fapt care a contribuit la justificarea rolului ei în protecție drepturilor și libertăților fundamentale ale omului și cetățeanului în cadrul procesului penal. Inclusiv prin concluziile și recomandările formulate în vederea garantării și consolidării corespunzătoare a ordinii de drept și a efectuării eficiente și corecte a justiției în cauzele penale. Semnificația teoretică este a tezii de doctor se datorează faptului că lucrarea este dedicată soluționării unor probleme legate de perfecționarea reglementărilor procesual-penale din domeniul exercitării controlului judiciar asupra etapelor prejudiciare. În textul lucrării ne expunem în privința acestei instituții procesual-penale și în privința tendințelor și specificului materializării ei în activitatea practică a organelor de drept. De rezultatele obținute în baza cercetărilor efectuate sunt relevante pentru perfecționarea legii procesual-penale, pentru activitatea practică privind aplicarea ei în ceea ce privește realizarea controlului judiciar al activității prejudiciare. Cu referire la aplicarea și prelungirea măsurii de arest preventiv, în privința efectuării anumitor acțiuni de urmărire penal și măsuri speciale de investigație, care îngrădesc drepturile și libertățile constituționale ale omului și cetățeanului. Valoarea aplicativă a lucrării se dovedește prin faptul că recomandările și concluziile formulate în teză de doctor, ca urmare a cercetării întreprinse, pot fi binevenite pentru dezvoltarea ulterioară a altor probleme de ordin teoretic și practic. Ce țin de procesul penal, ele pot servi în calitate de reper în vederea realizării unei viitoare cercetări științifice în domeniul controlului judiciar al procedurii prejudiciare. Recomandările de ordin practic expuse în lucrare de doctorat pot avea aplicabilitate în activitatea practică a instanțelor de judecată privind exercitarea împuterniciilor de verificare și control asupra fazei de urmărire penală, în cadrul activității de cercetare științifică și, în general, în procesul penal. La elaborarea lucrării au fost publicate un șir de teze în diferite acte care au publicat. Controlul judiciar, și anume controlul judiciar în legea procesuală penală a Marii Britanii și Statelor Unite ale Americii, care a fost publicat în legea și viața în 2017, numărul 11. Specificul controlul judiciar al procedurii prejudiciare în procesul penal a Franței și Germaniei, publicat în legea și viața în 2017, sub numărul 10. Controlul judiciar
al procedurii prejudiciare și probatoriu penal, probleme și soluții din în coautorat în acta Universitatis George Bacovia, juridică Bacău România, publicat sub numărul 2, numărul 12. Uniunea Europeană și drepturile fundamentale ale omului în coautorat în buletinul AGIR din București. Publicații unele reflecții asupra apariției și evoluției istorice a instituției controlului judiciar al procedurii prejudiciare în procesul penal al Republicii Moldova. Coautorat în materialele conferinței internaționale științifico-practice și jurisprudența, componența fundamentală a proceselor integraționale a comportamentului legal contemporan. Chișinău 4 noiembrie 2017. Controlul prejudiciar ca garanție a inviolabilității domiciliului în procesul penal. În coautorat materiale conferințiale internaționale, cercetarea calitativă al locului săvârșirii faptului, factor important în efectuarea expertizilor judiciare. 14 aprilie 2023. Esența și particularitățile controlului judiciar asupra fazei de urmărire penală, materialele conferinței interuniversitare cu participare internațională, prevenire și combaterea criminalității, probleme, soluții și perspective, 18 martie 2023. Lucrarea este formată de câteva capitole. Introducerea, capitolul numărul 1, instituția controlului judiciar al procedurii prejudiciare în doctrină și legislație, capitolul 2, controlul judiciar al procedurii prejudiciare în procesul penal al Republicii Moldova, capitolul 3, controlul judiciar al procedurii prejudiciare în procesul penal al altor state și concluzii generale și recomandări. Referitor la concluziile generale, am să mă prezint în calitate de concluzie de evoluția legislației procesuale penale Republicii Moldova în conformitate cu prevederile Constituției și a reglementărilor internaționale la care a aderat țara noastră, se caracterizează mai întâi de toate prin atenție sporită față de garantarea drepturilor persoanei, prin tergiversarea împuternicirilor instanței de judecată la efectuarea controlului judiciar al procedurii prejudiciare, reflectat în capitolul 1, sub capitolul 1.1. Judecătorul de instrucție, autorizând efectuarea acțiunilor de urmărire penală, găsește nu numai standardele normative în practica Curții Europene, dar și sporește calitatea deciziei adoptate, motivând propria poziție prin prisma concluziilor magistraților de la Strasburg. Capitolul 1, capitolul 1.1. Controlul judiciar în activitatea specifică de investigație și în procesul penal autohton este considerat ca fiind una dintre funcțiile fundamentale ale instanței. Într-un stat de drept, instanța în calitate de cel mai de încredere garant al drepturilor și libertăților individului, înzestreată cu o gamă largă de competențe procesuale relevante, controlează valabilitatea și legalitatea activității tuturor subiecților procesului penal. Urmează a fi văzut capitolul 1 sub capitolul 1. În Republica Moldova, evoluția și consolidarea instituției controlului judiciar al procedurii prejudiciare s-a desfășurat în trei etape. Perioada anilor 2003-2012, legalizarea instituției controlului judiciar al procedurii prejudiciare și perfecționarea continuă acestuia în baza experienței acumulate pe parcurs. A doua etapă, anii 2012-2016, în această perioadă fiind completată lista împuternicirilor judecătorului de instrucție în privința controlului judiciar al procedurii prejudiciare. În cea de-a treia etapă, care a început în anul 2016, în care continuă perfecționarea reglementarea în materie controlului judiciar preventiv și ulterior.
urmează a fi văzut capitolul 2. Controlul judiciar al urmăririi penale, exercitat astăzi de către judecătorul de instrucție, a fost introdus în procedura penală națională în anul 1994, prin completarea codului de procedură penală în redacția anului 1961, cu articolul 195-195-2, care privideau dreptul de a contesta în instanță de judecată legalitatea și timpnicie mandatului de arestare, eliberat de către procuror. Ulterior, în anul 1997, codul de procedură penală a fost completat cu articolul 195-3 și 195-4, care privideau dreptul a contesta în instanță legalitatea refuzului procurorului de a porni urmărirea penală. În anul 1998, codul de procedură penală a fost completat cu articolul 78-78-78-2, 79-79-2 și 79-2, care se referea la procedura de examinare de către instanțele de judecată a demersului de aplicare a arestului preventiv și modul de contestare a hotărârii judecătorești. Iar în anul 1998, codul de procedură penală a fost completat cu capitolul 21 denumit 20 cu semnul 1, controlul judiciar asupra procedurii prejudiciare, care oferea posibilitatea de a contesta în instanță de judecată hotărârile și acțiunile organelor de urmărire penală și ale procurorului, reglementat în capitolul 2 și capitolul 2.1. Din moment ce Republica Moldova s-a declarat interesată de aderarea la Convenția Europeană a Drepturilor Omului, a fost necesar de a armoniza legislația în domeniu pentru a corespunde rigorilor acesteia. Republica Moldova a ratificat Convenția Europeană a Drepturilor Omului, Convenție publică în 30 decembrie 1998, în tratate internaționale, iar potrivit angajamentelor asumate în altele părți contractate, recunosc orice persoană aflată sub jurisdicția lor drepturile și libertățile persoane. Astfel, în anul 2003, prin adoptarea unui nou cod de procedură penală, în procesul penal autohton apare un nou subiect distinct, și anume judecătorul de instrucție, existând în fiecare judecător din Republica, cu excepție celor specializate, care a fost expus în capitolul 2, capitolul 2 cu un aspect de noutate în contextul controlului judiciar asupra procedurii prejudiciare rezultă nemijlocit din modificările aduse codul de procedură penală din legea numărul 245 din 3107-2023 pentru modificarea unor acte normative. În acest context, potrivit modificărilor aduse, plângerea se examinează de către judecătorul de instrucție intern 30 de zile, fără prezența părților, cărora li se comunică data examinării plângerii judecătorului. Printr-o încheiere motivat poate dispune însă fixarea ședinței pentru prezentare la proces, cu citarea procurorului persoanei care a depus plângerea, precum și a persoanelor ale căror drepturi și libertăți pot fi afectate prin admiterea plângerii. Anterior, plângerea se examina de către judecător de instrucție intern de 10 zile cu participarea procurorului. Codul de procedură penală a fost modificat prin legea din numărul 287 din 5 octombrie 2013, pentru modificarea unor acte normative privind activitatea specială de investigație. Potrivit modificărilor, deși anterior anumite măsuri speciale de investigație puteau fi realizate doar cu autorizarea judecătorului de instrucție. În prezent, legiuitorul a permis categorii de la a permis derogări de la această regulă, fiind posibil de a se realiza în temeiul ordonanței motivate a procurorului cu legalizarea ulterioară a acestor acțiuni. Importanța controlului judiciar derivă de faptul că controlul judiciar în procesul penal este o varietate specifică a activității procesului penal adiacentă justiției. El este efectuat de către judecător de unul singur, sub formă verificării legalității și timpnicii acțiunilor
și hotărârilor persoanelor cu funcții de răspundere a organelor de urmărire penală, care îngrădesc drepturile și libertățile cetățenilor, expuse în capitolul 2, sub capitolul 2.2. Controlul judiciar, procedurile prejudiciare, reprezintă o formă specifică de realizare a puterii judecătorești, prin prisma examinării și soluționării chestiunilor referitoare la temenicia și legalitatea puterii măsurilor de constrângere procesal penală, a îngrădirii drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei, pe durata efectuării urmăririi penale și activității speciale de investigație, privind plângerile împotriva acțiunilor și hotărârilor persoanei cu funcții de răspundere din cadrul organelor de drept, finalizată cu adoptarea unei hotărâri corespunzătoare, în vederea apărării drepturilor și libertăților profesionale ale omului și cetățeanului pentru soluționarea sarcinilor procesului penal, expuse în capitolul 2 și capitolul 2.2. Limitele controlului judiciar al procedurii prejudiciare sunt determinate de împuternicirile acordate instanței de judecată, precum și de prezența și deținerea mijloacelor juridice necesare pentru verificarea legalității și temnicii hotărârilor și acțiunilor organelor de urmărire penale expuse la fel în capitolul 2, capitolul 2.2. Judecătorul de instrucție reprezintă un garant al respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale cetățenilor. De altfel, acest subiect este abilitat să vegheze legalitatea acțiunilor procesuale în cadrul procesului penal, deținând pârghiile necesare stabilirii necesității și proporționalității acțiunii inadmisibile în raport cu restrângerea drepturilor și libertăților fundamentale ale persoanei concrete în cauză distinctă, descris în capitolul 2 și capitolul 2.3. Judecătorul de instrucție asigură controlul judecătoresc în cursul urmăririi penale prin punerea sub sechestru a bunurilor în condițiile legii, existenții excepții de la regula generală prenotată, potrivit cărei organul de urmărire penală este în drept de a pune bunurile sub sechestru în baza ordonanței proprii, fără a avea autorizația judecătorului de instrucție. Asemenea, situația este determinată de existența unui caz de flagrant sau de caz ce nu suferă amânare. Totodată, ulterior, organul de urmărire penală este obligat să comunice despre aceasta judecătorului de instrucție imediat, însă nu mai târziu de 24 de ore din momentul efectuării acestei acțiuni procedurale, expuse în capitolul 2, sub capitolul 2.5. Măsura suspendarea provizorii din funcție se aplică de către judecătorul de instrucție sau de instanța de judecată doar la demersul procurorului, iar încheierea judecătorului de instrucție poate fi contestată în termen de zile de la data emiterii. Capitolul 2, capitolul 2.6. Cererea privind accelerarea urmăririi penale prevăzute de articolul 259, prima alineată 1, tot procedură penală poate fi depusă în scris după cel puțin 6 luni de la începerea urmăririi penale. O nouă cerere repetată privind accelerarea urmăririi penale poate fi înaintată de părți după 6 luni de la rămânerea definitivă a încheierii judecătorului de instrucție emis în cauză. Expus în capitolul 2 sub capitolul 2.6. Hotărârile luate de către judecătorul de instrucție cu ocazia controlului judiciar al procedurii prejudiciare sunt necesare pentru aplicarea unei dintre cele mai drastice măsuri preventive, arestul preventiv. Efectuarea unui spectru de acțiuni de urmărire penală determinate de legea procesuală penală, efectuarea unor categorii strict determinate de măsuri speciale de investigații, asigurarea legalității și temnicii hotărârilor luate în cadrul efectuării urmăririi penale, capitolul 2 sub capitolul 2.3. Controlul judiciar al procedurii prejudiciare reprezintă o funcție independentă a instanței de judecată, efectuată de un subiect special împuternicit în acest sens. Judecătorul de instrucții, a cărui
esență constă în efectuarea de către acesta controlului asupra respectării drepturilor, libertăților și intereselor participanților la proces penal, în asigurarea lor cu protecție judecătorească urgentă, precum și a condițiilor corespunzătoare pentru realizarea prevederilor principiului contradictorilității la această etapă a procesului penal. Descris în capitolul 3 sub capitolul 3.1. Judecătorul de instrucție este un subiect al probatorului în procesul penal căruia îi emanent spiritul activ de situație. În privința cercetării, examinării circunstanțelor faptelor penale, permisiunile discreționale ale judecătorului de instrucție la soluționarea chestiunilor ce sunt de competența acestuia sunt stabilite strict prin lege, specificându-se că el soluționează doar acele chestiuni care sunt solicitate de părți și respectiv care țin de competența lui. Capitolul 2, capitolul 2-3. În procesul penal al Marii Britanii și al Statelor Unite, controlul judiciar al procedurii prejudiciare nu este examinat ca având scopuri și sarcini specifice sau separate de procedura de bază. Aici controlul judiciar se înscrie organic în procedura de bază, găsindu-se preponderent de reflectare nu în sistemul procedurilor speciale, ci în cadrul fazelor procesului penal, descris în capitolul 3 și capitolul 3.2. În majoritatea statelor europene, controlul judiciar al urmăririi penale se desfășoară cu anumite particularități în ceea ce privește competențele părților implicate în procesul penal. În faza instrucției și modul în care statele aplică principiul legalității în oportunități. Legislația continentală prevede desfășurarea acestei activități, conducerea unui judecător sau al unui magistrat cu atribuții specifice judecătorului, judecătorul de instrucție, judecătorul libertăților și detenției, judecătorul de atribuții și supravegherea instrucției, a cărui competență este delimitată prin legislația națională, descris la, în capitolul 3 și capitolul 3.3. În urma lucrului efectuat asupra lucrării au fost prezentate câteva recomandări, și anume modificarea alineatul 6 articolul 259 din procedură penală, după cum urmează, o cerere repetată privind accelerarea urmăririi penale poate fi înaintată în cazul existenței unor circunstanțe întemeiate. La fel au fost înaintate unele recomandări care practic deja au fost expuse în urma acestei în grupul de lucru. Modificat articolul, modificările la articolul 200.3 cod procedură penală, în cursul cauzei penale, suspendarea provizoriei din funcție se aplică prin încheierea judecătorului de instrucții sau instanței de judecată. La demersul procurorului, pe un termen de 6 luni, posibilitatea prelungirii termenului până la 24 de luni. În condițiile prevăzute la alineatul 2, încheierea judecătorului de instrucție poate fi contestată în termen 3 zile de la data emiterii. Articolul 200, alineatul 4, cod procedură penală, după cum urmează, pentru motive care justifică existența riscului de împiedicare a desfășurării normale a urmăririi penale, având în vedere complexitatea investigațiilor necesare cauzei și administrării cozilor, prelungirea suspenderii provizorii din funcții poate fi dispuse pentru o perioadă care nu poate depăși 48 de luni. Calculele cumulativ în cursul urmăririi penale și judecării cauzei. Prelungirea se depune prin încheierea judecătorului de instrucție sau instanțe de judecată, la demersul motivat al procurorului pentru fiecare 6 luni. Și articolul 200 alineat 5 cu proceduri penale care urmează a fi indicat în cursul judecării cauzei la demersul procurorului, inculpatul poate fi suspendat provizoriu de funcție până la rămânerea definitivă a hotărârii, ținându-se cont de temerile la articolul alineatul 2. Ieri instanțe de judecată
poate fi contestată separat în termen de 3 zile. Mulțumim frumos pentru atenție. Și tema și lucrarea și prezentarea sunt interesante, întrebări pot fi nelimitate, deoarece însuși domeniul este vast și important atunci când vorbim de drepturile omului. Eu mă voi limita la două întrebări, dar poate nu atât întrebări, dar aș vrea să văd opinia autorului cu privire la câteva aspecte. Primul aspect ține de un principiu care este într-un fel recunoscut de noi, ca și de Constituția. Dar mă interesează opinia dumneavoastră referitor la modul de realizare acestui principiu în cadrul urmăririi penale și în cadrul controlului judiciar. Este vorba de principiul proporționalității. Desigur, noi deja în 176 am pus câte ceva despre principiul proporționalității. În ceea ce privește măsurile speciale de investigație, doar menționăm despre acest principiu. Însă și dumneavoastră, pentru cum ați spus, ceea ce spune Curtea Europeană, că nu doar standardul de normativ, dar și standardul de motivare, așa, a hotărârilor, iar motivarea hotărârilor nu ține doar de referință la o normă în lege, dar și la motivarea aplicării, ceea ce depinde de creativitatea judecătorului. Și îndeosebi de important aici este activitatea cursurilor de apel. Și a judecătorului de instrucție, dar oricum cursurile de apel pun punctul. Vreau să vă întreb, ar trebui de dezvoltat jurisprudența cursurilor de apel, iar în situația când ea se contravine unul altuia, pentru că cursurile de apel sunt mai multe, opinia judecătorului sunt mai multe, pot fi în materia proporționalității și implicarea într-un fel sau altul a Curții Supreme în determinarea unei jurisprudențe constante. Deoarece, deci spun, deoarece noi avem o decizie a Curții Constituționale unde este spus recursul, extraordinar care exista cândva, că, virgul, Curtea Supremă nu există niciun impediment ca Curtea Supremă să se implice în situația când e vorba despre de asigurarea unei jurisprudențe constante a tuturor judecătorilor din sub. Ar putea Curtea Supremă să se implice în aceste domeniu ca și Curte Supremă, nu ca și Curte de Casație, cum o avem noi, chiar dacă o numim de Supremă. Pentru că a existat recursul interesul legii a fost exclus. Deci, practic, Curtea Supremă doar prin jurisprudența viitoare va deveni Curtea Supremă. Restul este de casație. Care e părerea dumneavoastră? Trebuie să implice Curtea Supremă sau este suficient cursurile de apel care ar avea misiunea să creeze o jurisprudență constantă în ceea ce privește proporționalitatea? Asta e prima întrebare, după ce vă fi a doua, mai îngustă. Părerea mea personală nu este situația Curtea Supremă Justiției și cred că ar fi corect lucrarea de analizat și descrisă de a avea loc o implicare a Curții Justiției în unificare și în alt mod, după cum ați spus, că nu numai că sunt câteva curs de apel, dar sunt mulți judecători care au păreri diferite și expuneri diferite. Cred că prin implicarea Curții Supreme de Justiție ar duce la o claritate și la proporționalitatea și implicarea practicii Curții de Apel, inclusiv și la legată de activitatea judecătorului. Pentru că a fost o perioadă, practic a fost unele recomandări a Curții Supreme de Justiție, clar, până la momentul de față, care, de fapt, foarte mult au ajutat și au pus o claritate la modalitatea de examinare a recursurilor
câte instanță de iar. Mulțumesc! Eu tot sunt de acord cu dumneavoastră pe ce știu. Și a doua întrebare, mai întâi. Ați vorbit despre evoluția controlului judiciar. Articolul 313. El a pornit prin gust în 2003 și s-a dezvoltat azi de o problemă care se pune în discuții între juriști, cercurile juridice. Referitor la partea vătămată. Eu îți vorbesc un aviz de ce eu am pus referitor la partea vătămată. Ar fi momentul ca judecătorul de instrucție să se implice și în ceea ce își privește calificarea infracțiunii. De ce nu e discuție aici? Procurorul dă o altă calificare, partea vătămată nu este de acord. În instanță nu mai putem face nimic cu calificarea. Dacă da, în ce măsură? Nu ne-ar putea să ajungă judecătorul de instrucție dacă partea vătămată consideră că procurorul nu a dat o calificare corectă și această calificare, aici este problema, îi afectează anumite drepturi. Dacă îi afectează anumite drepturi calificarea, nu are treaba partea vătămată nici o treabă. Articolul 6 din convenție, așa și tot. Dar dacă îi afectează și el argumentează, care e părerea personală, am expus-o chiar și în lucrare, doar la practica țării vecinii noastre, România. Acolo a fost expusă nu atâta calificarea, cât indicațiile de judecătorul doar la acțiuni care urmează și întreprinse pe organul de urmărire penală. Dacă să analizăm practica țării vecinii României, hotărârile curții europene, după părerea mea, urmează careva hotărâri care ar avea posibilitate judecătorului de instrucție de imaginea plângerilor, anume în respectarea drepturilor părților automate. Pentru că aș putea să expun situația care a apărut procedura de recurs în cursul de apel, anume după hotărârile curții europene, care au fost admis plângerile părților automate și constatate încălcările la un proces echitabil, care au fost reluate în procedurile penale și altceva. Și dacă nu se implică judecătorul în calificare, respectiv partea automată, urmează de instanță de judecată și în final, iarăși, curtea europeană să se implică și se face. Absolut de acord. Vă mulțumesc. Răspunsul foarte competent. Rog, dacă întrebări, atent, atent, membrii comisiei. Propunești dumneavoastră, dacă se întâlnesc care modificați legate de examinarea plângilor, spus că poate procedură că n-am așa, dacă ați identificat azi modificați, poate aveți care va soluție dacă depășirea și soluție. Întrebarea practic legată de întrebarea de asupra, că în urma examinărilor dosarelor, calitatea de discuții, la fel, am ajuns la o concluzie fermă că urmează de a fi situație în situații, anume și hotărâri, imaginea hotărârilor, soluțiilor care urmează să fie admise pe discuții. Noi, la moment, suntem noi într-o procedură de examinare a plângerilor, de examinite unor hotărâri de restrângere la organ de urmărire penală și plângerile și materialele duc în urmărire penală, după asta iarăși până în apel, iară din urmărire penală și în final instanța de judecată tot dau unele indicații organului de urmărire penală, dar nu au posibilitate legală de a finaliza totuși examinării plângerilor. Cred că urmează iarăși din nou ne întoarcem la România, pentru că acolo este prevăzut faptul. Dacă judecătorul de instrucție va pune la judecătorul de drepturi și libertăți, constată faptul că probele acumulate de către organul urmăririi penale este în drept de a anula ordonanța de încetare sau de refuz în pornirea procesului și de a reține cauza spre examinare instanță de fond, fiind repartizat pentru examinare. Dar la noi nu există sau prin de urmează de modificare legislația sau poate prin unele
avize consultative sau la curs pentru justiție, ca să-i aduc claritate totuși final, să fie emis totuși părere, definitivă și revocată. Vreau să prezim, mai sunt întrebări? Atunci trecem la oferim cuvântul referenților oficiali. Eu, în primul rând, vreau să mulțumesc pentru posibilitatea de a face această lucrare, pentru invitație. Am făcut cunoștință la diferite etape cu lucrarea, inclusiv la seminarul științei, și am vorbit și acolo, și am putut vedea evoluția acestei lucrări. Am locuit un aviz conform standardelor stabilite de Senatul Universității de Studii Europene din Moldova. Avizul este prezentat doctorandului și lucrătorul la 26 aprilie 2020. Eu, pe misiunea dumneavoastră, nu voi da citire literalmente avizului, dar voi vorbi pe marginea acestui aviz, pentru că studia unui tezi de doctorat este și o discuție mai multă discuție decât citirea unor acte care le-am întocmit. Deci dacă se vorbim despre actualitatea lucrării, desigur, atâta timp cât vorbim de drepturile omului, tema va fi actuală. Ori, diferite forme, nu vorbim, chiar dacă cumpărăm câteodată drepturile omului cu statul de drept, spunem unde trebuie mai mult să implice, să protejăm interesele statului sau interesele persoanei, desigur, tot timpul într-un stat de drept, statul trebuie să se autolimiteze. Îndeosebire justiția penală, doar ce justiția penală este cea mai drastică, cel mai drastic element al justiției și inclusiv deosebire de urmărirea penală. Deoarece urmărirea penală este una confidențială, să nu numim secretă, este necontradictorie, cu anumite elemente, inclusiv cu anumite excepții, în cazul temei noastre, tocmai că pot să manifeste anumite elemente de contradictorialitate. Este scrisă, deci este inchizitorială. Și acest element impune în mod obligatoriu un control judiciar, care există în orice stat democratic, sub diferite forme. Dacă noi, de exemplu, vorbim despre judecător de instrucție, așa a fost numit el în 2003, el nu exista în România. România a mers mai departe, el a numit judecător de drepturi și libertăți, clar că l-a luat la francezi. Probabil că timpul și noi, și judecătorul nostru de instrucție, va fi numit în viitor de drepturi și libertăți. Și asta probabil va duce dacă noi vom continua acțiunile noastre de aderare la Uniunea Europeană. Deci, de unde derivă lucrul ăsta? Derivă din obligațiile noastre pozitive, determinate de articolul 13 din Convenția Europeană a Drepturilor Omului, pentru că am recurs ce? Adaug cel mai important, efectiv, deci nu pur și simplu, pentru că am un recurs legal care este prevăzut în lege, că altfel lege devine una teoretică și iluzorie, dar noi vorbim de un recurs efectiv, deci trebuie să fie efective drepturile, cum spune Curtea Europeană. Și din articolul din pactul, din articolul 8 din Declarația Universală a Drepturilor Omului, articolul din pactul privitor drepturilor politice, din Convenția Acces la Justiție și așa mai departe. Deci, acest domeniu foarte amplu, deci este intervenții în mod permanent, constant și noi observăm, și doctoranda vorbim de asta, cum a evoluat instituția judecătorului de instrucție. Eu, sau mai corect, a controlului judiciar, a procedurii prejudiciare. Mi-am amintesc când v-am scris periteoclinic, privind la expertiza care trebuie refuz de efectuat expertiza. Astăzi este în practică. Noi vom vedea sau vor vedea cum va evolua acest control în mod permanent. Deci nu se pune la îndoială actualitatea lucrării. S-au mai scris cât ceva despre controlul judiciar, dar lucrarea fundamentală este pentru prima dată, asta trebuie să o spun mai jos, mai repet. În ceea ce vorbește e suportul teoretic. Suportul teoretic este suficient. Este 280 de surse doar doctrinale. Metodele vreau să spun la fel. Metodele, îndeosebi, metoda empirică, este și de unde metoda empirică utilizată, deoarece vorbim de un profesionist, nu de o persoană care chemă o
cunoaște din cărți citite sau din manuale. Este o persoană care tema dată o trece prin activitatea de zi cu zi și evident cunoaște toate subtilitățile acestei probleme. Și evident aceste subtilități care le cunoaște și care au fost studiate în baza unor, au fost dezvoltate în baza unor studii doctrinale, s-au încununat cu această lucrare de astăzi. De aceea, bază, metodologia utilizată este destul de solidă sau consolidată, dacă am putea spune așa, și concluziile și recomandările care sunt în lucrare, derivă din cercetare efectuată. Evident că această cercetare, încă o dată, mă repet, va fi în continuu, vor fi și alte lucrări în viitor. Sunt diferite forme, pentru că drepturile omului, ele, atâta timp cât există, cât noi, cât suntem persecuți în stat democratic, atât în primul plan. Deci dacă vorbim de structură, structura este raportată la obiective și este reușită structura și permite a acoperi tot materialul, toată problematica care a fost la scop de a-o realiza, de a-o studia și a-o soluționa autorul. De ce? Cum vorbim de instrumentariul conceptual. La urmărire penală, nu numai că este unicul instrument controlul judiciar, dar și este cel mai eficient. Dar dacă noi vorbim de oarecare control al procurorului, mai mult nu este un control, este mai mult o excludere a unor probleme care trebuie să ajungă în fața judecătorului și rezolvarea acestor probleme. De ce? Noi nu putem vorbi de un control independent când vorbim de procuror. Procurorul, chiar dacă se discută astăzi statutul de magistrat al procurorului, în sensul convenției, procurorul nu poate avea statut de magistrat. El poate avea statut de magistrat doar în sensul independenței procesuale, în relațiile cu procurorul ierarhic superior, procurorul ierarhic superior și așa mai departe. Deci, privește statutul de magistrat în sensul articolul 5 din convenție, sau articolul 13 din convenție, evident că procurorul nu este subiectul independent, nu este un observator independent, cum spune procurorul. Și, în acest sens, unicul control eficient și unicul control este controlul judecătoresc sau controlul judecătorului. Și de ce responsabilitatea judecătorului este foarte mare? Da, desigur că dosarul va ajunge în fond. Ajunge în fond, dar multe probleme, drepturi pot fi, sau există riscul încălcării multor drepturi dacă judecătorul sau acest control va fi pasiv sau nu va fi eficient, cum utilizez terminologia curții europene. Așadar, această problemă este deosebit de importantă și acesta este unicul instrument și acest instrument trebuie în mod permanent dezvoltat. Dacă să vorbim de justificarea scopului lucrării, actualmente, când spun actualmente, vorbesc de astăzi, săptămâna trecută, se lucrează foarte mult la raportul Moldovei în procesul nostru de aderare la Uniunea Europeană. Se lucrează pe câteva directive, directiva din 2012, acces la informație, în procedurile penale, iarăși vorbim noi de controlul judiciar, acces la informație, acces la materiale, dosarul și aici chiar se poate vorbi foarte mult despre accesul persoanei învinuite la materiale dosarului, care îl poate avea doar fața judecătorului de instrucție astăzi, mai că vorbim de arestare preventivă, în rest el nu are acces, el va avea acces obligatoriu pentru directiva minimă. Directiva din 2016 prin prezumția de nevinovăție, directiva iarăși din 2012 prin drepturile părții vătămatice, nu zădar întrebarea mea a fost, în 2013 privim mandatul european de arestare. Iar judecătorul din sunt, dacă observăm noi toate aceste directive pe care noi obligatoriu trebuie să realizăm sau mai corect să ajustăm legislația noastră la aceste directive, derivă din activitatea controlului, adică implicat și judecătorul din sunt. De ce? Noi, în 2003, sau hai să spunem, din 97, de când am aderat la Convenția Europeană, noi am început să lucrăm, în 2003 a apărut codul de procedură penală și am ajustat standardele noastre la standardele Convenției Europene. Standardele.
astăzi se depășește, noi trebuie să ajustăm deja legislația noastră la standardele Uniunii Europene, care sunt mai înalte, și evident, legislația din aceste considerente este în permanentă modificare. Noi câteodată obosim de atâtea modificări, câteodată sunt derutați juriștii, hai să spunem, practicieni, avocați, procurori, judecători, dar asta este necesitatea, nu este posibil altceva. Din aceste considerente, scopurile și obiectivele și cercetarea pe care a realizat-o este foarte important. Când vorbim de obiectivele lucrării, părerea mea, eu am identificat câteva direcții de cercetare în ceea ce a realizat autorul. Prima direcție teoretică s-a manifestat prin analiza materialelor științifice, analiza aspectelor teoretice, idei noi în teorie. Direcția aplicativă, care se manifestă în cercetarea practicii judiciare, și identificarea unor modalități de influență asupra practicii judiciare, spre sensul bun al cuvântului, spre a dezvolta această practică în favoarea drepturilor omului. Direcția de armonizare a bazei normative cu standardele Uniunii Europene. La fel, autorul meu analizează și la fel modul în care legislația sau normele naționale se ajustează la anumite standarduri și nu doar la convenții de care vorbim a Uniunii Europene. E foarte interesant ca convenții, noi câteodată spunem că am avut condamnări, nu toate condamnările sunt în detrimentul, chiar unde sunt în beneficiu. De exemplu, numai condamnarea Iordache, că a adus beneficii controlul judiciar, procedurii prejudiciare, prin faptul că a fost introdusă activitatea specială de investigații, drepturi, garanții, o sumă de garanții, asta este foarte bine. Direcția de legiferenda, și ultima direcție care am verificat-o, autorul vine cu anumite recomandări de legiferenda, desigur, aceste recomandări mai departe, cineva poate fi de acord, cineva poate fi de acord, dar asta e altă întrebare. Bine cu recomandările. În ceea ce privește noutatea și originalitatea. Bun, repet undeva aici, că nu este o instituție nouă. Are 21 de ani, adică se numește, adică controlul judiciar, procedurii prejudiciare. Dar nu a fost așa de multe ori cercetată fundamental, a fost foarte multe ori modificată. Foarte multe ori, în 2012 modificări esențiale și acum, chiar cu introducerea anul trecut, modificări în ceea ce privește activitatea specială de investigații, are direct referință la controlul judiciar, pentru că proporționalitatea, nu zădarea, pus întrebarea, va fi analizată de judecătorul de instrucție. Și aici, în situația când va fi contestat proporționalitatea, judecătorul fondului va pune în discuție admisibilitatea probei care a fost administrată prin intermediul acelei acțiuni, care a fost pusă la îndoială în raport cu proporționalitatea de către judecătorul de fond. Sunt foarte lucruri interesante, pentru că mulți judecători de fond spun că eu nu sunt obligat să iau fix ceea ce a spus judecătorul de instrucție. Pe de altă parte, o adăugăm noi. Dar eu nici n-am dreptul să neglijez ceea ce a constatat un judecător de instrucție. Dacă se va ajunge, de exemplu, la Curtea Europeană sau o instanță superioară, se va pune întrebarea. Este o motivare a judecătorului de fond care nu a luat în considerație constatările judecătorului de instrucție prin la proporționalitate de exemplu. De ce procurorul nu a expus această probă, fiind obligat într-un film și având atribuția, hai să spunem, să expui probă? Deci lucrurile sunt așa de interesante, așa de mult pot fi dezvoltate, că aș putea discuta numai la acest aspect. Deci, cercetarea conține abordări originale, încerci protecția pentru omul și așa mai departe. Deci, ce este valoarea practică? Evident, iarăși, undeva mă repet, că fața noastră este nu o persoană care a studiat despre controlul de manuale sau de monografii, o persoană care aplică zilnic această instituție. Și aceasta o poate vedea sub diferite forme, nu doar forma în care un autor a scris într-o lucrare și doctorandul nu știu de ce. Valoarea practică este foarte importantă, este foarte mare. Această instituție derivă în obligațiile pozitive. Pe de o parte există
obligația constituțională a statului de a investiga infracțiunile și a investiga eficient, pentru că se poate rătăma aici noi avem condamnări serioase pe aspectul acesta, deosebit articolul 3, când vorbim noi de boluri, când vorbim violență domestică, aici avem lucruri serioase. De altă parte avem dreptul omului, avem articolul 8, articolul 5 și ca să respecte această limită foarte sensibilă între obligații pozitive de a descoperi infracțiunea și obligații pozitive de a respecta dreptul omului, doar judecătorul de instrucție este acel instrument, instituția judecătorului de instrucție este acel instrument care asigură. Deci evaluarea practică este deosebit de importantă. Deci, în sfârșit, în perspectiva, evident, pornind de la Kant, nimic nu este perfect, da? Pornind de la, în perspectiva unei publice, am putea să sugerăm autorului să mai mediteze, poate nu trebuie, adică e o opinie, referitor la propunere. Deci noi vorbim despre accelerare, așa e 259 alineat 1, o cerere repetată prin accelerare urmării penale poate fi înaintată în cazul existenței noi circunstanțe primeare. Trebuie de dezvoltat ideea circunstanțe care, dacă procurorul nu lucrează, nu face nimic, circunstanțe n-ar trebui să apară. Deci, și atunci ar părea că noi îi punem un obstacol învinuitului, de a nu înainta cerere, spunând că circunstanțe nu sunt, dar circunstanțe nu sunt deoarece procurorul n-a făcut nimic. Adică undeva trebuie dezvoltat ideea, din care e văzut. La fel cu articolul 200 care s-a propus, noi știm că, da, doamna trecută, el a fost dezvoltat, a apărut acolo niște elemente noi cu privire la suspendarea în baza legilor speciale. Și aici ar trebui iarăși de dezvoltat ideea, de văzut. Baza legilor speciale, dar pe de altă parte, noi vorbim de codul de procedură penală. De altă parte, vorbim noi de faptul că normele de caracter procesual trebuie să fie parte componentă a codului. Și tot cercul ăsta rămâne așa din clar. Deci, sugerat, în situația asta, când puteți dori să publicați, să dezvoltați. În concluzie, sper că nu am depășit termenul meu care mi s-a acordat, teza de doctor reprezintă un studiu fundamental, orientat spre cercetarea unui subiect important, este autorul oferă o analiză suficientă, conceptul teoretice, aspectul de reglementare juridică, ce a strategiilor practice, ceea ce reprezintă o contribuție semnificativă la dezvoltarea de conținutul tezii doctorului drept, pe deplin cerință de analitate pentru așa ce era autorul acestea, talpă Ion, merită a se acordă de tipul și de vă mulțumesc! Răspunde statul sau da? Da. Da. Oferă cuvântul referentului oficial, doamne, mi-ați doar de dat eu, da? Conferența a venit stat, doctor. Conferența a venit stat, doctor. Domnule domn președinte, stimată asistență, stimată pretendent la gradul științific, doctor Andrei. În calitate de referent oficial, am întocmit referat de analiză, să cum zicem noi, în conformitate cu procedura operațională de susținere de cartele de doctorat, în cazul de școlii de doctorate și de fizice și relații de doctorate, am acceptat care m-am străduit să mă refer la toate momentele sau cele care au fost așa adresul să vreau și eu să apreciez în start că suntem pospuși în situația de a face să care adevărat dacă nu sunt un studiu text, graf, și dacă cu ocazia altor cercetări noi am discutat în general evoluție, despre constituire, despre sfera controlului judiciar, în special pietate așa cum s-au produs acele completări și modificări în legislația procesuală penală,
Atunci, aspectele naționale ramutate la temele de drept romano-germanic, saxon, acolo unde este cu post punctate, deosebirile, dar de fiecare dată punem o discuție asta, fără băială, pentru a prelua lucrurile practice, pentru a prelua din existența acelor sisteme și în special a statelor avansate la Franța, și la alte state, Germania, care au făcut de interes al doctoratului. Într-adevăr, instituția judecătorului de instrucție a apărut în odată cu adoptarea publicului a codului procedurilor penale, dar așa cum s-a remarcat și astăzi, de fapt, germenii acestor lucrări în codul procedurilor penale au apărut din moment ce Republica Moldova și-a pus aderele la Convenția Omului și astăzi, așa cum domnul a remarcat, alte bariere, alte deziderate în față de a acționa legislația pentru a face și mai prietenoasă dreptul de datare ale persoanei, pentru că putem să ajutăm la copiară. De aceea, studentul, într-adevăr, este important și prezintă interes maniera în care au fost etalate opiniile, sugestiile, comentariile doctoratului, în sensul că s-a referit la evoluție și în conținutul, în sensul ăsta, conchidem un adevăr că Republica Moldova, de toată perioada respectivă, nu a făcut mai mult decât să modifice în sensul îmbunătățirii cadrului de reglementare. Deși cu anumite aspecte, avem anumite rezerve, așa cum ar fi articolul 13, care a fost modificat acolo unde s-a expus prezența părților la examinarea legilor împotriva acțiunilor, actelor, hotărârilor care au fost adoptate către organul de urmărire penală, organul care se desfășoară activitatea specială de investigație și de procuror. Dar, mă rog, sunt chestii pe care noi le discutăm și, evident, legislația este în permanentă modificare. Deci, dacă să ne referim la actualitate, în sensul solicitat de procedura operațională, voi constata că separarea principiului separației și recunoașterea Colegiului Judecătorești ca o verigă autonomă a puterii de stat, cu toate atributele sale, a extins domeniul de aplicare asupra relațiilor sociale mult dincolo de exercițiul justiției și a dus la schimbări în competențele instanțelor de judecată. Astfel, instituția controlului judiciar asupra urmăririi penale este una dintre problemele de actualitate care preocupă cercetătorii și specialiștii implicați în aplicarea dreptului. Mecanismul de protecție legislativă și judiciară a drepturilor omului, care funcționează efectiv în practica europeană, se bazează pe normele Convenției Europene a Drepturilor Omului, în special pe obligația de a respecta drepturile omului în sensul de a interzice tortura, de a garanta dreptul la libertate și siguranță, de a garanta respect față de viața privată, dreptul la un recurs efectiv și, într-un final, dreptul la un proces echitabil. Prioritatea în protecția juridică a drepturilor și libertăților omului, proclamată de Constituție, se aplică pe deplin în procedura extrajudiciară. Astfel, persoanele implicate în procesele penale trebuie să fie protejate împotriva unor ingerințe arbitrare și justificate în drepturile și libertățile fundamentale. Ori introducerea atribuțiilor de control ale instanței asupra fazei prejudiciare s-a pornit, fără îndoială, de la premisa că sistemul judiciar va deveni o barieră insurmontabilă în fața arbitrarului organelor de urmărire penală. Trebuie notat că în știința procesuală penală și în practica judiciară rămâne a fi actuală problema îmbunătățirii legislative a mecanismului instituției controlului judiciar în procedura de urmărire penală, astfel încât să se armonizeze la standardele și cerințele legislației Uniunii Europene. În același timp, este important să se identifice posibilitățile de utilizare a elementelor pozitive ale practicii controlului judiciar
asupra activității prejudiciare potrivit legislației procesual penale a statelor din sistemele de drept anglosaxon și romano-germane. Din această perspectivă, lucrarea prezentată astăzi pentru discuție, în vederea acordării titlului de doctor în drept, este una actuală călătoială. Referitor la analiza suportului teoretic, constatăm că în demersul științific înțeles, doctorandul a pornit de la reglementările cu caracter procedural, a valorificat un număr impunător de surse bibliografice din țara noastră, România, Federația Rusă, Franța, Germania și alte state. În procesul de elaborare a tezei, autorul a efectuat analiza normelor din legea de procedură penală a statelor din cele două sisteme de drept. Aplicarea metodei comparative a permis autorului să constate că controlul judiciar asupra activității prejudiciare este reglementat diferit în legea de procedură penală a statelor respective. Doctoratul a folosit un material bibliografic imponător, cuprinzând 280 titluri de acte normative, tratate, manuale, monografii, studii, rapoarte și articole de specialitate publicate în limba română, rusă, engleză, franceză, etc. Fără îndoială, lucrările analizate constituie un fundament teoretico-metodologic consolidat. Respectivele lucrări științifice conțin abordări multiaspectuale privitoare la sfera controlului judiciar, în special la dispunerea și efectuarea acțiunilor de urmărire penală, aplicarea măsurilor de constrângere procesual penală, dar și conceptul și întinderea controlului judiciar în diferite sisteme de drept. În conținutul lucrării se face referință la toate sursele enumerate în bibliografie, fapt ce denotă și probează încă o dată că doctorandul a studiat un suport teoretic bibliografic impunător. Baza empirică a tezei de doctorat este constituită de jurisprudența relevantă a Curții Europene a Drepturilor Omului, foarte multe spețe, spețele din practica judecătorilor de instituție, cadrul judecătorilor și a Curții de Apel Bălți. Așa cum s-a menționat, nu este lucrul ăsta întâmplător, pentru că fiecare dintre concluziile, constatările care le face doctorantul, ele, de fapt, sunt preluate în mare majoritate din propria experiență, pentru că dumnealui a activat calitate de judecător la judecătorie și calitate de judecător la Curții de Apel și acum s-a președinte al Curții de Apel Bălți. Constatând că prezenta lucrare de doctorat îmbracă forma unui studiu analitic de largă amplitudine, analiza temeinică a diverselor materiale științifice la subiectul abordat au permis autorului, domnul Taupă, să descrită și să evidențieze pe de o parte conceptul general al controlului judiciar asupra procedurii prejudiciare și pe de alta domeniile concrete asupra cărora se extinde controlul judiciar cu indicarea aspectelor problematice controversate. Autorul nu se limitează doar la o enumerare cantitativă a cercetărilor domenizat, dar se implică și într-o analiză critică a multitudinii de aspecte ce derivă de instituția controlului judiciar în literatură de specialitate și, fără îndoială, aduce opinii, constatări foarte prețioase, atât pentru doctrină, cât și pentru practica de aplicare a reglementărilor. Remarcăm că prezidentul la gradul științific vine cu opinii proprii, grație cărora justifică importanța și valoarea teoretică a lucrării realizate. Referitor la structură și instrumentarul conceptual, autorul a utilizat o gamă largă de metode teoretico-științifice care au permis să ajungă la concluzii și recomandări de valoare științifică corespunzătoare acestui gen de lucrări. La elaborarea tezei, autorul a operat cu noțiuni, principii, elemente, mecanisme importante pentru teoria cunoașterii. În acest sens, remarcăm utilizarea corespunzătoare a metodelor dialectică, analiză, sinteză, generalizare, clasificare, inducție, deducție, istorică, comparativă, grație cărora a fost asigurată realizarea cu succes a scopului de a efectua analiza științifică complexă a cercetărilor doctrinare, reglementărilor și a practicii judiciare privind controlul judiciar al procedurii prejudiciare. Accentul este pus pe studierea legislației Republicii Moldova și altor state, pe analiza lucrărilor științifice ale autorilor autohtoni și a celor de peste hotare pe interpretarea detaliată a practicii judiciare. În mod separat remarcăm aplicarea eficientă a metodei empirice. Autorul examinează un număr considerabil de hotărâri ale Curții Europene și, în ultimul rând, a hotărârilor și deciziilor Curții Constituționale de Republica Moldova și România. Astfel,
În piesa avizată constatăm utilizarea integrată a instrumentariului conceptual și metodologic pentru explicarea, interpretarea și soluționarea chestiunilor aferente cotului judiciar al procedurii prejudiciare, sub aspect național și drept comparat în contexte mai largi asociate domeniului de reglementare prin dispozițiile de la articolele 313 din cotului procedurii. Referitor la justificarea scopului și a obiectivelor. Urmare analizei efectuate, autorul a reușit să formuleze scopul, obiectivele, lucrării și ipoteza de cercetare, să stabilească problema științifică importantă rezolvată, care vizează cercetarea complexă a specificului controlului judiciar al procedurii prejudiciare, fapt care a contribuit la relevarea rolului acestuia în protecția drepturilor și libertăților fundamentale în cadrul procesului penal, inclusiv prin concluziile și recomandările formulate în vederea garantării și consolidării corespunzătoare a ordinii de drept și a efectuării eficiente și corecte a justiției în cauzele penale. De asemenea, să formuleze și să argumenteze propuneri de lege prezentă. Referitor la scop și obiective, constatăm că au fost pe deplin realizate. Cu privire la noutatea și originalitatea lucrării. Cum s-a mai remarcat, reiterăm că problema abordată nu este una nouă pentru doctrina procesual penală, totuși, pentru prima dată, în țara noastră a fost elaborată o lucrare complexă la nivel de doctorat consacrată controlului judiciar al procedurii prejudiciare privit sub aspect național și de drept comparat. Noutatea și originalitatea științifică a tezei este determinată în primul rând de scop și obiective și particularități analizei chestiunilor referitoare la controlul judiciar în cadrul activității prejudiciare. Instituția pusă în discuție este examinată în calitate de element fundamental al mecanismului legal de asigurare a drepturilor și libertăților în faza prejudiciară a procesului penal. A fost analizată experiența istorică a constituirii și funcționării instituției controlului judiciar în cauze penale la nivel național, precum și experiența acumulată în ceea ce privește reglementarea care caracterizează controlul judiciar în alte state. Constatăm că cunoștințele profunde teoretice în problema abordată, însoțită de măiestria autorului de a le aplica în raport cu practica judiciară, identificarea carențelor în realizarea prevederilor legale, dar și identificarea soluțiilor corespunzătoare, fac ca lucrarea să se ridice la nivelul unui original și valoros unui monograf. Sub aspectul textului, de zi de doctorat, cât și a concluziilor curente și finale propuse, teza este novațională și comportă caracter științific. Iar autorul, în viziunea noastră, a formulat rezultate care configurează elemente conceptuale noi în materia controlului judiciar al procedurii prejudiciare. Abordările metodologice, descripțiile teoretice și concluziile practice prezentate în teză pot fi utilizate atât de doctrinari în desfășurarea pe viitor a cercetărilor teoretice legate de exercitarea controlului judiciar asupra activității prejudiciare, precum și de practicie în procesul soluționării problemelor de aplicare a legii procesual penal. Referitor la valoarea practică a cercetării, am constatat că lucrarea are o importanță practică, fără îndoială, prin faptul că poate servi de punct de refer pentru cei abilitați cu aplicarea legii, contribuind la asigurarea ocrotirii drepturilor și a libertăților fundamentale cu ocazia desfășurării acțiunilor de urmărire penală, în special a dispunerii realizării, dar și controlului asupra respectării drepturilor omului la desfășurarea măsurilor speciale de investigație, la aplicarea măsurilor preventive privative de libertate, dar și a altor măsuri de constrângere procesual penală, avându-se în vedere că lucrarea conține valoroase recomandări în acest sens. Mai mult, teza elaborată comportă importanțe variențe teoretice din moment ce sunt supuse analizei diverse specii din practica judiciară. Cu ocazia participării la conferințe științifice, practice naționale și internaționale, pretendentul la gradul științific, domnul Talpă, a ridicat mai multe aspecte controversate și de importanță majoră pentru mediul academic, de cercetare și practicie. Soluțiile expuse, concluziile științifice anunțate, sunt utilizate pentru perfecționarea legislației și evidențe dezvoltate în demersurile științifice ulterioare. Cu referire la unele sugestii, bine, nu este o sugestie, dar o doleanță, poate mai degrabă, este ca lucrarea să fie publicată
Și în perspectiva publicării recomandăm reflectarea practicii de aplicare a celor modificări și completări care au fost făcute în legislația procesual penală și impactul pe care l-au avut, în special în vederea asigurării protecției drepturilor și libertăților fundamentale. Și în concluzie, afirmăm că în temeiul celor teza de doctor în drept cu titlul controlul judiciar al procedurii prejudiciare, aspecte național și drept comparat, elaborată la specialitatea științifică 55403, drept procesual penal, constituie o lucrare care inserează rezultate, concluzii și generalizări superioare celor antecedente și care corespund în tocmai gradului științific solicit. În ansamblu, prezenta teză este conformă cu exigențele regulamentare instituționale, fapt pentru care recomandăm atunci, la 30 aprilie 2024, când a fost semnat avizul, a fost recomandată pentru susținere publică și acordarea gradului științific de doctor în drept autorului domnul Talcă. Vă mulțumim, dumneavoastră. Tot așa, vă trec până să mă referent, ofer cuvântul referentului oficial Rusul Vitalie, conferențiar universitar, doctor, reprezentant al Universității de Statele Cursuri din Bălți. Stimați domnule președinte, onorabile asistenți, stimați domnule președinte, lecturând această lucrare, cât am rămas de învăț, că e faptul de instituție, să vă spune așa, că tot de instituție, dar dacă nu mai știți, cea controlul, cea procedurile judiciare, este cu tradiție. Este cu tradiție din unde mai atât în spațiul și legislația românească, spațiul geografic, noi existăm ca spațiul publicător, cât și în legislația și doctrina procesală penală, așa la nivel regional, poate așa la nivel mondial. Deci, prima dată, o materializare substanțială a acestei instituții s-a realizat s-a reușit o ordinare extraordinar de reușită a funcțiilor polițienești și atunci a demarat acest mecanism care au de privare de păcate s-a venitat în poate în beneficiență în cei ce țin de protejare, de apărare drepturilor și de în sfera disciplinare și asociale. Fază de organizare, care va constituie partea cisoară. Și deși este vorba de o elongație din istorie, care pune accent autorul care acest subiect, totuși, această partea este pură de actualitate, deoarece și în momentul de față se existează un tip de provocare, acest provocări pe acest subiect, deoarece observăm controlul cear, prin toate formele, varietății și modalității sale, se găsește practic domeniul de activitate a organelor de urmării penală și numai. Ei nu-i vorba despre activitatea specială de investigație, nu-i vorba despre acțiunile de urmării penală, fie că e vorba despre un proces de urmării penală, declanșare, declanșare și desfășurare, sau dacă chiar nu-i timp și la aplicare nu s-a fost. În special, al judecătorului de instrucție este cel care intervine pentru a vedea asupra asigurării și respectării unui climat normal sub aspectul asigurării și garantării drepturilor și drepturilor care, în la nivelul de sfera justiției penale, să ajungem la o finalitate corespunzătoare, fără să a eliberat și a perturba acea ordine procesuală penală pe acest. Anume acest moment și justific și pune în evidență actualitatea acestei lucrări, care de fapt este una de pionieră pentru Republica Moldova, nu merg faptul, mai e lucrări în acest domeniu, chiar cu anul 2022 de ateasă o lucrare de specific catalogată la controlul judiciar de judiciare, dar ceea ce putem mai astăzi este bun rezultat a produs științific, care se spune așa, de acoperă un vast segment al acestui discurs. Începând cu istoric, aspectul de drept comparat, faptul
funcționării acestui mecanism în sistemul anglosaxon și cel romano-germanic. Și urmează așa o trecere foarte profesională la ceea ce ține de funcționare ce se spunea al Republicii Moldova, cu toate ramificările în care se găsește și se găsește domeniul de acțiune. Și clar că o asemenea lucrare realizată doar având la bază o metodologie corespunzătoare, o metodologie pe care autorul a pus-o în aplicare cu știință de cauză, este și piesă a dezvolta substanțial evoluția istorică, apariția, dezvoltare, premizele care au determinat existența acestei instituții, evoluția ei în timp, provocările cu care s-au confruntat, au fost depășit ceea ce aveam în momentul de față și respectiv care ar fi perspectivele de dezvoltare mai departe acestei instituții, pentru că trebuie să facem un pas cu oameni civilizat și să facem pas cu acele provocări care foarte frumoase, pentru că care să domeniul dreptului, unei riscuri sunt foarte mari, foarte mari sub aspectul perturbării de social și afectării dreptului și interesului personalului să intervenare. O altă metodă foarte eficientă care a dat greutate acestui lucrări este metoda comparativă. Clar, pentru a avea mecanisme eficiente de realizare a controlului judiciar în spațiul post-geografic, comparăm cum funcționează acest mecanism în alte state, cum funcționează la noi, să ne strălim de experiența altor însă înlăturăm carențele negative și să putem lua de la cineva mecanisme care ar funcționa bine și ar organiza mai bine această activitate în Republica Moldova. Și e clar că și putem vorbi și metoda sistemică, metoda gramaticală, pentru că fără o interpretare gramaticală spunătoare, nu putem să se sezăm la modul adecvat ce vrea să ne inclusiv, în special, în speță, în speța controlului judiciar al judiciar. E clar că greutatea trebuie să depărează și materialul intimit care în principiu, pe toate segmentele unde devine autorul interpretări și argumentări în materia controlului judiciar al judiciarii, întâlnim cu speții de practică tuturor timp a omului sunt la cauze, dosare, înțeptate de generală ceea ce de notă o cunoaștere profundă a subiectului de către autor și capacitatea lui de a pune în evidență aceste contradicții care există între reglementări, între teorie și practică funcționării acestui mecanism al controlului judiciar pe judiciar. E clar că toate cele capitole care este postată lucrarea asigură o interpretare și acoperă întregul segment al provocărilor și al evoluției și al conținutului acestei instituții. În acest fel, inovație și originalitate și specifică tezii derivă din abordarea fundamentală a legislației și controlul din caracterizarea sediului normativ al acestui. Caracterul inovator și rezultat este pentru de fapt că lucrarea s-a axat în specificitate cercetarea unui sistem important lucrarea, prin firea sa, materializează un ansamblu de teze care constituie conținut, nucleul, tezul sau mai zis, germenile acestei instituții. Rezultatele cercetării exprimă o deosebită valoare și din considerentul de lucrare noi găsim o interpretare substanțială corespunzătoare a exigențelor legii procesuale pe care este aceasta. Cercetarea acestui aspect poate, evidență, contribuie la soluționarea unor probleme și neclarități și rezultă din conținutul normelor și implementează practică oficială pentru că chiar și în întâlnim diverse interpretări, chiar și în partea deja existențează.
timpul soluții finite pentru o situație. Deci este o instituție pe care aș spune așa, o singură cuvânt așa, să încericim încă pentru a-i percepem în mod adecvat și corespunzător esența, importanța și permit ajutor în acest sens la adaptat și cercetarea substanțială acestui. Caracterul de lungitate al lucrării respectiv derivă din acele contribuții științifice care se găsesc în cadrul capitolului și paragrafelor catalogate în lucrare, controlare și tratamentul cadrului procesual penal în acest domeniu, identificare și analiza viziunilor doctrinare, deci subiect, cercetarea complexă a problemelor care apar în acest domeniu, analiza noțiunii și formelor controlului judiciar, eliminația acestuia, materializarea statutului și importanței instanței de judecată, raport, sarcini și limitele controlului judiciar, identificarea unui veritabil suport științific pe practică, pe practicarea corectă și așa mai acordul procedurilor penale în acest domeniu, elaborarea recomandărilor în materia realizării corespunzătoare controlului judiciarului procedurilor penale și ceea ce clar că în urmă de moment vreau să fie în evidență și acele recomandări legislative pe care ne decizează din punct ca autorul ca urmare cercetării procesului. Vreau să menționez că care este expusă în limbaj clar, este ușor să se zic textul, este prezent cu evidență de liber, reușim să facem o analiză în parte și în totalitate a tuturor aspectelor legate de realizarea judiciară cu cei prejudiciare. Suportul bibliografic este un subiect de 180 de bibliografie. Unde se găsesc resurse bibliografice? În România, în Rus, în Germania, este prezent și în ce oferă o anumită calitate, o anumită continuă, care a fost prezentată astăzi. Ideile expuse în cadrul care sunt coerente, subiectul cercetat, și calitatea de concluzie nu rămâne decât un semn de lucru, semn la pești, menționez că teza de doctor, elaborată cu tendentul răspundere în formă de teza de doctorat, este elaborată conform prevederilor de domeniu și împlinește condițiile pentru a fi conferit titlul de doctor. Acestea fiind spus, am realizat. Cuvântul precedentului pentru a răspunde la observațiile referenților oficiale. Eu încă o dată vreau să vă mulțumesc pentru prezența dumneavoastră, pentru timpul care l-ați acordat, pentru efortul și munca depusă, pentru propunerile și pentru recomandările care au fost meritate. Vreau să vă asigur că toate propunerile și recomandările sunt acceptate, vor fi luate în considerație, nu numai, vreau să spun acest lucru, nu numai cu statutul de doctorant, dar cu reșelul de funcția care le țin, pentru că sunt obligat de a ține cont de aceste recomandări și propuneri, nu numai pentru lucrarea care a fost întocmită și asupra căruia a fost depusă o muncă, dar și pentru respectarea drepturilor și intereselor persoanelor, pentru că numai prin propunerile și recomandările care sunt înaintate se poate ajunge la o perfecționare a Institutului de Control Judiciar a procedurii prejudiciare. Și, cum a spus domnul profesor, hotărârile Curții Europene care mi-au ajutat Republica Moldova pentru a respecta drepturile persoanei, să evităm deja hotărârile date ca să avem institut al nostru perfecționat, ca cetățeanul să simte și să înțeleagă și să știe că este respectat și este asigurat cu toate drepturile care sunt reflectate în Constituția Republicii. Mulțumesc!
Mai departe, după ce mai răspuns, cuvântul se oferă conducătorului de doctorat, care pretendă Artur Sărbețe, doctor. Bucuros că se dezvoltă
prin această lucrare este dezvoltată instituția de poporul judiciar în țara noastră. Și dată multă practică stație de prestitare, poate că va fi luată publicație, totuși în vedere directorul postul european și administrație. În concluzie, eu susțin creierul care a fost expus aici, că autorul, pretendentul la acest lucru, merită. Și o să-mi spun părerea mea în fișa finală care este părțită toată la toți membrii. Mulțumesc. În parte, în sală rămân membrii Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat, care este proces sala. În toate procesul verbal al procedurii de votare, Comisia de Susținere Publică a Tezei de Doctorat al domnului Tatăl Ion cu tema controlul judiciar al procedurii prejudiciare aspecte naționale și de drept comparat, domeniul științific 5, științe sociale și economice, ramură științific 55, profilul științific 554, drept penal, specialitatea științifică 55403, drept procesual penal. În următoarea conferință, Sedlețchi Iurie, Universitatea de Studii Europene, Repetent Artur, Universitatea de Studii Europene, Bălea Igor, Universitatea de Stat din Moldova, Vizdoarca Tatiana, Universitatea de Stat din Moldova, Rusul Vitaliu, Universitatea de Stat Alec Corson, din Bălț, care a fost adoptată prin ordinul rectorului din numărul 30, din 31, 23. Decidere. Se conferă titlul științific de doctor în drept la specialitatea științifică 554.03, drept profesional penal domnului Talbă Ion și prin vot unanim acordă calificativul foarte bine, punctajul 40.4, 2. Se solicită confirmarea deciziei Comisiei de Susținere Publică a Tezei de Doctorat de către Senatul Universității de Studii Europene și înaintarea tezei de doctor și dosarul domnului Talbă Ion pe validare la Agenția Națională de Asigurare a Calității în Educație și Cercetare. Pro s-a votat 5 persoane, contra 0. Felicitări! Da, vă mulțumesc încă o dată. Vă doresc sănătate și susțineți și judecătorii, pentru că noi tot avem nevoie de susținere. Mulțumesc, succes! Mulțumesc!